Bine v-am găsit la un nou episod din Friday the 13. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu un nou match și bineînțeles că vreau să joc din nou cu Savini Jason, pentru că acest killer este absolut demențial. Și vă mulțumesc și pentru toate like-urile ce le-ați oferit la episodul de ieri, pentru că s-au strâns o grămadă și asta foarte, foarte rapid. Am fost extrem de surprins când am văzut cât de multe like-uri ați dat la acel episod. Și de asemenea aș aprecia dacă ați lăsat un like și la acest episod, pentru că e un killer foarte, foarte tare și ceva destul de interesant. De asemenea aveți și un link în descriere dacă vreți să mai vedeți încă un episod de Friday în această zi, pentru că va avea și pisica un episod de Friday astăzi. Nu știu exact cu ce, posibil să ne fac un fel de surpriză, habar n-am, ori Survivor, ori Killer, dar veți avea link în descriere către canalul ei dacă vreți să urmăriți și acel episod. Voi da eu pe Quick Play, dar stați așa, înainte să dau pe Quick Play, vreau să vă arăt, nu la Jason, dar la Counselor. Vezi, am haine noi pe caractere. Astea sunt hainele și pentru ea, pentru Tiffany, aș vrea să am hainele astea, care mi se dau în loc la level 29. Nu știu exact cum o să arate, dar cred că vor fi destul de interesante. Știu că sunt unele care arată, zici că are chiloți pe ea și n-are pantaloni, ceea ce o să fie destul de interesant probabil. Dar da. Și pe ceilalți tot așa, pe ăsta am haine verzi, pe fiecare în parte am schimbat hainele pentru că am ajuns la un level mai mare și îți dă alte haine la fiecare level în parte. Dar astăzi vom juca din nou cu Jason, da? O să dăm aici pe Quick Play și vom intra direct în match. Iată că a pornit match-ul, hai să vedem ce se va întâmpla, pentru că vedeți și voi, toată lumea e speriată de domnul Savini. Nu știu, killerul ăsta în special mi se pare destul de interesant. Problema cu el e că dacă cumva scapă cineva cu barca, nu prea ai cum să-l prinzi. Are o viteză în apă foarte, foarte mică. În rest, e ok, e foarte ok. Bun, hai să verificăm mai întâi zona cu telefonul, pentru că acolo se vor duce să repare telefonul și văd deja pe cineva în zona, așa că vom pune o capcană aici. Pentru orice eventualitate, înțelegeți voi. Luăm de aici un cuțitaș și ne vom pregăti de luptă. Oricum, să treceți și pe la pisica, v-am zis, să vedeți și voi videoclipul ei, pentru că nu știu exact ce pregătește. S-ar putea să aibă un match cu Survivorul, s-ar putea să aibă un match cu Killerul. Nu știm exact cu ce o să fie, deci va fi o surpriză din punctul ăsta de vedere, așa că vă recomand să treceți și pe la ea să o vizitați. Bun, hai să vedem, e cineva aici? E cineva aici? Hey, mister! Hey man, I have a present for you. Come on. You want this present? No, I am not first, please. Hey man, I have something, a gift. It's called Sarmale. No. Yeah. I don't want this gift. Sarmale is for you. Please don't. I don't know what this is. Hey man, you don't like Sarmale? No. Bun, aparent nu-i plac sarmalele. Frate, vreau sarmale power aici. But you like sarmale power? No. Come on, man. No. Ah, mi-a dat stun. Frate, uite, asta ce bullshit e, că practic eu puteam să-l iau aici, dar nu l-am nimerit. Hey man, don't be like that. That's not nice. Please, why I am first? Because you like sarmale, you like it. Tell me that you like sarmale. No. Tell me that you like sarmale, I leave you alone. Și acum, hai să-i băgăm furculița între ochi. Treci pe jos, între ochi, furculiță. Și uite, așa se mănâncă sarmalele, oameni buni. Dacă voi nu știați încă cum se mănâncă aceste sarmale, ei bine, așa se mănâncă. Bun, hai să vedem pe următorii. Face cineva vreo mașină de curiozitate? Hey, I can give you some sarmale. You want a gift, sarmale from me? Hey man, sarmale is good for you. Mamă, două bucăți. E bine că le-am nimerit. Come on, let me give you sarmale. Accept the gift of sarmale from me. Ok, hai să vedem dacă spargem și noi geamul. Geamul, doamne, ușa. Și mai știu ce sparg. Hey, don't be like that. Vrea să-mi facă juc în jurul ăsta, dar n-are cum să fug, adică gen direct o prind. Știi ce?
Hai să vedem, că n-am cum să-i fac animații aici. N-am cum să-i fac animații în casă. Uneori n-are loc să fac animațiile. Hey man, I can give you sarmale if you want. Nu vrea, bă, de ce nu vor ăștia sarmale, frate? Sarmale sunt foarte bune. Vreau să văd dacă vă plac și vouă sarmalele în chat. Ia că a dat cu ceva. A pus... Why you put the keys there? Man, you're gonna die painfully. Ok, a pus cheile pe jos. Treci jos, ție o să-ți rup capul ca să jucăm fotbal cu capul tău, ai înțeles? A pus cheile de la mașină jos acolo și probabil a și zis la oameni ca să ducă să ia mașina. Trebuie să stăm cu ochii pe mașina asta. Pentru că probabil o să se întâmple ceva. Ia uite cine e aici. It's a party! And I'm invited! Hey man, hey, you want sarmale? Nu știu de ce nu le plac sarmale, că mă duc la ei, le zic de sarmale și pur și simplu vor să fugă de mine, adică... Frate, sarmalele sunt bune pentru tine! Și le vreau să le dau cadou, gen! Ok. Savini doar asta vrea, să le ofere cadou niște sarmale, dar ei nu vor! Hai, prieteni! Hai, prieteni, veniți încoace! Bam! Hey, man! You like sarmale? Stai pe loc, prietene! Să vedem, ne ducem în fața lui. El probabil nu și-a dat seama că e aici. Hai să-l și vedem. Ba da, și-a dat seama că fugi în partea cealaltă. Avem 2 din 7 omorâți. Vreau să-l omor pe ăla neapărat, pentru că prea a fugit de mine până acum. Inocoace. Și acum hai să... Aaaa, ai avut cuțit. Păi nu e frumos, prietene, să dai cu cuțitul, nu te-a învățat mămica ta? Decât dacă dai într-o sarma. Dacă dai într-o sarma, atunci e ok. În rest, nu e ok. Mă uit și să văd mașinile, să văd dacă le accesează cineva, că nu aș dori acest lucru. Hai că n-ai două cuțite, frate. Hai, stai jos, te iau așa ca pe o sarma în sus și te privim înainte să te halim. Mamă! Curge borșul din tine. Dar victima numărul 3 a fost prinsă. Fața e că mașina asta e periculoasă. Yeah. Și barca ar putea fi periculoasă, dar... Uite, e cineva acolo. Hai să ducem repede la barcă să văd dacă... Hey man, I can give you sarmale really nice. Hey man, come in. Come on. Don't rape here, do ya? Please. Come in. Don't run! The car is repaired. Ok, acum mergem la mașină să vedem dacă... Oh! Ia uite cine e aici! Ah, te-au combustibil și de toate! Ce ați făcut, mă, băieți, mă? Hai să vedem, o să trebuiască să treacă prin capcanele astea, probabil. Faza e că tu ești unul singur și ești mult, știi, și dacă știu să lucrezi împreună, te pot face uneori. Trebuie să o dau jos pe asta cu combustibilul. Hai, și furculiță în gât. Hai, treci pe jos, rupem capul. A, a luat aia combustibilul, bine așa, bine așa. O, te văd unde fugi, să știi. Te văd, te văd și chiar o să vin după tine. O, vino încoace tu, vino încoace. O, ea nu știu ce are de gând, pentru că am pus capcanul la combustibil. Deci ce-ai să faci? Și-a pus un heal acolo. L-a luat. Care-i faza? Hey man, you want sarmale? Nu vrea să-mi răspundă. Spune dacă o prindem. Lol. Poți să dai și prin așa, dar bine, și-a consumat și spray-ul. Nu știu dacă are perk de la cu 20 spray-uri.
Hai, prietene, vină încoace. Hop. Sper că n-ai cuțit, nu? Oh, m-am prins în capcană. Hey, that's not nice. Wow, what the hell? That's not nice, man. That's not nice. Hai că l-am prins și pe ăsta, au sunat la poliție, că am văzut. Deci asta înseamnă că cineva e acolo. Cineva e cu barca. Hey, it's Jason! Acum trebuie să-l fac. S-a supărat săracul. Hai, vedeți? Vă puteți teleporta în fața bărcii să-i prindeți așa. S-a supărat săracul pe noi. Acum ar trebui să ajungem la telefon, cred. Da, au sunat acum la poliție. Deci, în principiu, cineva e aici. Chiar e. Hey, why you call the police? I just want to give you gifts. Trebuie să stau și cu ochii pe mașina aia, să nu cumva să o ia cineva. Hello? Anybody home? Nu știu unde s-au dus. Hello? Mă uiți pe mașină, mă uiți pe mașină. Faza că mașina are două capcane pe ea. Și în principiu e destul de ok. O să trebuiască să ieșim din casă pentru că... L-am văzut că a ieșit. Știu exact în ce direcție s-a dus. Aha. Văd aici ceva. Ce faci, prietene? Hey man, that's not nice. What you did, just did. O să-mi iau un cuțit, știi, ca să am pentru orice eventualitate. Am 3 cuțite acum, cred. Cred sau 2? 2. E ok, stai și 2. Mă uit pe mașină. Mașina e exact aici. Practic suntem unde trebuie. Avem 6 din 7. Ăsta e singurul care mai e în viață. Singurul. Una. You're gonna die, you know that? 2. Și... Are cuțit. Bineînțeles, bineînțeles. Nu știu la ce mă așteptam. Adică, na. Adică, na. Hai, prietene. Și? Altceva mai știi? Bun. Acum, hai să vedem cum te omorâm pe tine. O să scot capul ție. Ai scăpat din creas. Asta e o chestie la Jason ăsta, că nu poate să-i țină foarte mult în brațe. Hey, man. We're gonna have some fun. Hai, fugi. Asta e că nu știu unde se duce. Dar... Presimt unde se duce. Am închis muzica. Ok, prietene, te-am văzut, să știi. Te-am văzut, să știi. Vin acum. Sunt pe drum. Fiți atenți. Aha. Dacă ți-ai luat un cuțit pe acolo. S-a s-o capcana aici, nu știu dacă m-a auzit. Dar practic el nu cred că mai are cum să iasă prin spate. Nu știu dacă are ușă în spate. Dacă are ușă în spate o să plâng. O să dă cu heal. Hey man, let's have some fun. Dacă el își ratează animațiile, eu pot să-l omor. Nu cred că agă. Wow, m-am teleportat cumva cu el în afara cabanei. What? Asta a fost ciudat. Dar aparent am reușit să-i omorâm pe toți. Și asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul ăla de like. Aș aprecia dacă ați lăsat și voi un like acolo. Să vedem dacă putem să strângem și noi mai multe pentru Savini. Și de asemenea, dacă vreți să vedeți mai multe episoade cu Friday, puteți să intrați și la pisica pe canal, aveți linkul în descriere și dacă o să posteze episodul, o să vă updatez linkul cu direct episodul ei ca să puteți să-l vedeți. Da? Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!